Sunt Felicia Caia, mamă, profesor, psiholog, specialist în parenting. Dacă tu ai probleme cu copilul tău, dacă vrei să-ți răspundi la întrebări dacă faci bine sau nu, cum să-l crești, îți răspund. Bună ziua și bine v-am găsit! Astăzi la Consilier de Vedete vorbim din nou despre copii. Cum putem să-i creștem corect? Cum putem să-i determinăm să facă anumite lucruri? Cum putem să fim magicieni în viața lor și să îi ajutăm să pornească într-un drum în viață frumos, fără să părem așa că le stăm cumva în cap? O să aflăm acum aici. Întrebarea mea este următoarea. Cum aș putea să îi sugerez copilului meu niște lucruri pe care eu mi le doresc de la el, fără să pare că vine de la o autoritate și că vreau să-i impun lucrul ăsta? Că dacă am observat că dacă fac lucrul ăsta, primesc un refuz direct. Cea mai simplă metodă prin care îi putem determina pe copiii noștri să facă ce ne dorim noi este să intrăm cumva în pielea personajului lor. Haideți să facem din nevoile noastre un joc. Dacă tu, de exemplu, îți dorești să facă curat în cameră, să se spele pe dinți, să citească un număr de pagini, să, fă o listă. Pui lucrurile respective pe o parte și zilele săptămânii pe cealaltă. La fiecare sarcină pe care o execută cu brio, îi pui o steluță, o bifă, un acții build. În momentul în care îndeplinește 10 sarcini și are 10 acții build, de exemplu, poți să o recompensezi cu o ieșire, cu o jucărie, cu un lucru pe care și-l dorește. Încearcă să faci din acele sarcini pe care le dorești impuse o zonă de gamification. Fă-i să primească recompense în momentul în care execută ceva. Nu neapărat materiale. Nu întotdeauna recompensa materială este cea mai importantă. Laudă-o pentru ceea ce învață. Laudă-o pentru felul în care își execută sarcinile. Spune că poate a devenit o mai bună prietenă pentru că a ajutat anumiți oameni, că este foarte bună desenatoare pentru că a desenat foarte frumos. Spune că este un copil minunat pentru că te ascultă, te înțelege și te susține. Încearcă să-ți faci din copilul tău un prieten și tu, părintele, să cobori la nivelul lui. Nu întotdeauna au nevoie de noi ca soldații care să asculte de un superior. De cele mai multe ori au nevoie doar să fie băgați în seamă, doar să aibă acel timp de calitate cu noi. Timpul de calitate nu este neapărat acel timp de 24 din 24 în care noi stăm cu ei, pentru că la un moment dat obosesc și ei și noi. Timpul de calitate este acea privire ochi în ochi, acea interconectare, interacțiune pe care tu o ai cu copilul tău. Asta poate să fie 5 minute, dar în acele 5 minute tu ești acolo doar pentru el. Tu îl asculți, îl susții, îl înțelegi. Copiii au nevoie de conexiune tot timpul, iar acea relație se construiește în ani. Nu-ți imagina că dacă ești grozav astăzi, dar ai uitat de el o lună, el nu te simte și nu te taxează. Un copil se crește greu și se crește cu constanță. Dar, repet, acel timp de calitate nu înseamnă 24 de ore. Găsește-ți 5 minute în care să vorbești cu copilul. Găsește-ți 5 minute în care să faci jocuri, să îi povestești din întâmplările trecutului tău. Conectează-te. Conectează-te și atunci el va fi mai dispus să execute anumite lucruri pentru tine, pentru că tu ești prietenul lui. De cele mai multe ori, cei care ne spun cuvinte urâte, cei care ne fac să ne simțim mici, de fapt au problemele lor. Nu este vorba despre noi,
De cele mai multe ori este vorba de problemele lor, de nevoile lor, de frustrările lor și cumva se varsă asupra noastră. Și uite, o să încerc să-ți demonstrez printr-un joculeț cam cum stă povestea asta și îți garantez că o să înțelegi. Ești pregătită? Am un ban. Îl vrei? Cu siguranță îl vrei. Un ban. Dar dacă eu iau hârtia asta acum și o mototolesc, o mai vrei? Acum o să o arunc. Și o să o calc și în picioare. Ești sigură că o mai vrei? O să mai vrei. Și știi de ce? Pentru că indiferent cât de mult ne vor murdări, câte cuvinte urâte vor spune, cât de mult vom fi călcați în picioare, valoarea noastră este aceeași. Doar de noi depinde cum ne poziționăm în societate. Așa cum spuneam mai devreme, părinții sunt precum magicieni. Ei trebuie să prindă cumva din aer starea de spirit a copilului și să încerce cumva să-l direcționeze către ce ne dorim să facem. În momentul în care tu m-ai întrebat și cum aș putea să impun eu, tu ai folosit o expresie care cumva este mult prea dură. Limbajul nostru este cel care dă reacția pe care copilul urmează să o aibă. Dacă reacția noastră este defensivă și reacția lui va fi defensivă, acel tipar de limbaj verbal, non-verbal, paraverbal este un pachet complet. În momentul în care metaforele gândirii tale sunt dure, vreau să impun, reacția lui este defensivă. Va intra în gardă și va rămâne acolo. Trebuie tot timpul să avem grijă la felul în care suntem încărcați emoțional, pentru că dacă suntem nervoși, poți să spui tu cu toate zâmbetele, el va simți energia din spatele cuvintelor și va reacționa ca atare. Dacă tu îi zâmbești și cu toată supărarea și frustrarea știi că chiar dacă acțiunea lui nu este una pe care ți-o dorești, știi că enervându-te, țipând, având reacții, nu vei obține nimic altceva decât reacții din partea lui. Motiv pentru care este extrem de important să încerci cumva să lași lucrurile să curgă. Respiri, îți iei cei 1, 2, 3 ca să te liniștești și ajungi la un consens. Armin este un copil cu o personalitate foarte puternică și de cele mai multe ori intră în conflict cu ceilalți copii din clasă. Ce aș putea să-l sfătuiesc pe Armin ca să fie și el, să renunțe un pic la personalitatea lui, să fie mai tolerant cu ceilalți copii? Aștept răspunsurile de la dumneavoastră. Armin are o personalitate puternică și sunt copii care se nasc așa. Sunt copii care se nasc bătrâni, sunt copii care se nasc știind să-și impună punctul de vedere și sunt copii care se nasc invizibil. Depinde cât de mult ne dorim să schimbăm sau cât de mult ne dorim să-i înțelegem și să-i canalizăm. Faptul că tu ai pus această întrebare este evident pentru mine că îți dorești să-l ajuți și să-l canalizezi către direcția potrivită. Singurele lucruri pe care tu poți să le faci la momentul acesta, pentru că 10 ani înseamnă preadolescență și cumva hormonii nu îl ajută să-și schimbe personalitatea deja destul de puternică, este să încerci să-i dai exemple, să încerci să-l determini să se pună în pielea celuilalt. Cum ai reacționa tu dacă ai fi în locul celuilalt? Cum ai reacționa dacă cel din fața ta ți-ar face lucrurile astea? Pune-l în ipostaza să gândească ce se întâmplă și de cealaltă baricadă. Determină-l să devină mai bun, mai uman, mai înțelegător
dându-i aceste exemple, poți să îl implici într-un joc, poți să îi ceri ca o zi pe săptămână să fie ziua lui da, o zi pe săptămână să fie altfel și cu o recompensă să trebuiască să reacționeze diferit și el s-o preia, repet, ca pe un joc. Dacă tu astăzi te întâlnești cu un prieten și în mod normal ai face nu știu ce, cum ar fi dacă ai schimbat finalul? Cum ar fi dacă te-ai comportat altfel? Dacă tu poți să faci asta, vei putea fi recompensat cu. Este ca într-o piesă de teatru. Astăzi suntem altcineva. O să încerci. Așa cum la pescuit mergem cu râme și nu cu căpșuni, cu frișcă, pentru că asta ne place nouă, cam așa ar trebui să reacționăm și cu cei din jur. Personalitățile lor sunt diferite și nevoile lor sunt diferite, motiv pentru care trebuie să-i dai fiecăruia ceea ce își dorește. Trebuie să fii atent, să îl determini cumva să înțeleagă că ești pe aceeași lungime de undă. Dacă voi vorbiți aceeași limbă, dacă simte că este înțeles, este mult mai dispus să colaboreze. Neînțelegerile, frustrările se adună și explozia vis-a-vis de micile probleme pe care chiar și copiii le au, poate fi de fiecare dată dificilă. Motiv pentru care, cu cât are mai multă înțelegere, cu atât va reacționa în afară mai puțin. Este foarte posibil ca el să se simtă cumva singur, să se simtă într-o lume în care nu este suficient înțeles. Dacă așa este, poate nu ar strica să te uiți puțin la ceea ce face, la preocupările pe care le are și de acolo să îl ghidezi către un grup cu același interes. Dacă lui plac jocurile pe calculator, încearcă să-l faci să se întâlnească cu alți copii care iubesc același joc. Dacă îi place să meargă cu bicicleta, înscrie-l într-un grup în care pot merge în mici excursii. De aici până la aș face o comunitate în care el să se regăsească, este un pas mic. Este drept că nu-l ajută nici vârsta, este în formare. Și cumva nu știe în ce direcție să o ia, pentru că e o lume ciudată, neînțeleasă, în care probabil se simte împins dintr-o extremă în alta. Cu multă răbdare, cu siguranță vei găsi soluția.